și bine v-am regăsit de aici de la Pașcani. Chiar ziceam în prefața meciului că asta e soarta. Trecuseră 3 ani de când fusesem ultima dată pe stadionul ăsta de la Pașcani. Și acum am venit de 3 ori în 3 săptămâni. Dar asta și pentru că echipa pășcăneană are rezultate bune în cupă. Antrenorul principal este Răzvan Boroianu, Dan Condurache, antrenor secund, Damian Cătălin, delegatul echipei, Crețu Mugurel, master și Ferraru Valeriu, medic. Așadar, astea sunt echipele de astăzi. Pașcaniu joacă în albastru, Brodocul joacă într-un alb cu negru, Metalul Buzău și la cei de la Focșani. Ia să vedem o fază aici, au bătut repede, Croitoriu aruncă bine mingea acolo, resping, șut din voleu și din nou resping cei de la Rapid Brodoc. 50 de metri în spate e stadionul Siretu, fostul stadion Siretu. Ia să vedem, urmează un șut aici, însă pe lângă poartă, rămâne 0-0 așadar, lumea subiectivă. Ia să vedem aici o pasă interesantă în spate apărării pentru Dumea, iese acolo Presecăreanu și reține. Deci șanse ar fi, dar foarte mici, pentru că vor fi 21 de echipe invitate din Liga a 4-a. Vedem un șut superb, superb șutul, la o palmă pe lângă vincul, mai rămâne loc. Spuneam, mai sunt două locuri, neoficial vorbind, au anunțat cei de la Liga 2, .ro, că ar mai fi două locuri la Liga 3. Se dă o pază frumoasă aici, superbă, construcția Pașcanului. Centrarea excelentă fața porții și până la urmă va fi aude poartă. Pe live care știe ceva din zona aia, eu n-am de unde să aflu. Să vedem, nu este offside aici, un șut bun pe scurt. Oțoie încearcă poarta acolo, este direct de Presecăreanu. Dacă se găsea la pariuri și asta și pe cornere, atunci era clar că e cineva prezent aici. Să vedem șansa aici pentru Brodoc, șansă bună. Pașcaniul, acel șut al lui Hoțoi, să vedem, o binge în margine. Ce trare bună fața porții, șut, când se în blocaj acolo și va fi corner. Când de... Mo. Era... față superbă din nou, șut acolo și Presecăreanu în ține. Vedem o pasă în spatele apărării acolo. Centrare, respinge pe Ucă cu dificultate, un șut în blocaj și respinge și Ungureanu. Avea vreo 200 meciuri, cred că, în seria. Dar uite că se întâmplă și la nivelul ăsta. Ceva cu Rapidul aici, dar... Bine, șut acolo pe scurt și prinde mingea pe linia porții, Mai sunt care mai etichetează și de rău. Dar până îmi dau seama, șterg postarea, să vedem aici. Un șut blocat și 1-0! Un șut blocat acolo. Mingea ajunge în 4 metri. Și Lucian Dumea, fostul jucător al Brodocului, din 3-4 metri, împinge mingea în poartă. Un pic de ghinion aici pentru Brodoc, un pic de noroc pentru Pașcani. Și astfel s-a scris istoria primului gol al acestui meci. Ne-a învățat cineva strigă asta. Să vedem șansă din nou bună pentru Brodoc. Centrare acolo în Apostol. Bine, are și 3 jucători în alții în defensivă. E vorba de Apostol, Touc și șut aici, însă Ursache e acolo și le ține. Nu hoță... stați așa să vedem faza asta. Șut foarte bun acolo, foarte bun șutul. Puțin alături, la o palmă, va fi nevoie. Din acest motiv nu sunt programați în primele două etape cei de acolo. Bună centrarea, respingă. Covitoriu reușește acolo să intre în posesie, minge scoasă, urmează un șut din cădere. Rămâne mingea în zona careului, periculos acolo. Un joc un pic anapă, da, o trecere frumoasă acum, vedem Dumea dacă va centra. Nu Dumea, Croitoriu, pardon, Croitoriu și ea minge acolo, trece super de un adversar, centrare în fața porții și va fi corner. Minge acolo, Apostol agață această minge, minge la margine. Vedem, are fața acolo, prin planul,
Și Pau că reușește acolo să blocheze adversarul. Lucru bun. Era păcat, era o poziție bună de teren de fotbal în centrul comunei. Să vedem o execuție superbă acolo a lui Alexuț, care este la competiția respectivă. Un șut bun aici, dar peste poartă. Ce tare bun acolo, reluare capul însă pe lângă. Zhazli, să-l ziceam, scopii de 10 mari. Șansă bună aici, Bordocu, ce șut frumos, dar pe lângă poartă. Ceva mai rar, un ofraș s-a dus să aducă mingea. Copil de mingi, Marius Onofraș a fost campion al României cu Urziceniu, care că execută un dreptaș. O schemă, șut pe jos și respinge de la colțul scurt. Vede minge de viață pe spate acolo și nu reușește să ajungă jucătorul Brodocului. Asta întreb dacă mai sunt fie din Grecia, fie din alte țări. Evident aici numele că Lovenkranz, nume nemțesc. Șut foarte bun acolo, dar la o palmă pe lângă. Cred că la golf. Nu m-aș mira, sunt românii care sunt trecuți voluntari pe la jocul olimpice. Ia să vedem o centrare foarte bună și 1-1. Excelentă centrare. Pe tavă. Și singurel acolo pe lungă. Egalează. E un lucru care mă bucură când văd că sunt mulți copii la meci de fotbal. Înseamnă că nu se te chiar pierdut. Hai să vedem aici șansă bună. Aș face mingea unei zona aglomerată. Urmează un șut acolo, însă pe lângă poartă. Ia să vedem frumoasă din nou faza. Hoțoi, excelent! Codreanu, șut! Și sare mingea în poartă. 2-1. Iarăși cu puțină șansă. S-a împiedicat în propriile picioare acolo portarul Brodocului. Cei drept a fost prins pe contrapie și un nou gol marcat de fuștii jucătorii Brodocului. Hoțoi cu pasa și Codreanu cu golul după ce Dumea marcase primul gol. 100% să fie și o echipă din Ucraina. Șansă excelentă și offside acolo. Lasă bine acolo Coitoriu. Urmează un șut deviat pe spațiul porții, însă reține. Mersi, uite, mai aflăm și noi câte o informație. Valentin Prunea ne spune să dăm un șut acolo, însă pe lângă poartă. Jucător defensiv excelent a Sofiei. Să dăm o pas acolo, minge deviată și Mihălciuc șutează în blocaj. Un fundaș foarte bun, Andrei Sărțanu, și un caracter deosebit, fostul căptan al Miroslavei. Să vedem un șut aici pe scurt, respinge Apostol. Ia să vedem aici Brodoc, fază bună. Șut în fața porții, resping, mingea la Brodoc în continuare. S-a întors cu fundul ca și au cerut Ghenț. Nu se dă nimic. Control bun, Guceanu. Și blocaj. Sau cine știe, nu știu, nu mai mă pronunț. La cum le amestec câteodată. Da, șansa aici, șut, dar peste poartă. E gata, nu se mai poate întâmpla nimic. Fluier final și Pașcani produce o nouă surpriză. Bucurie imensă aici pentru pașcaneni. Aceștia mai scot o echipă de Liga a 3-a din competiție. Ungureanu supărat că a fost eliminat. El știe că nu va juca turul următor. Și-l deranjează asta. Înțeles că Păuc și-a găsit niște prieteni aici.